Deci nu cred așa ceva. Bă, dar le-am închis bine de tot. Le-am, în loc să le fac și o fundiță, le-am făcut nod de 2 ori, de 3 ori, nu știu ce le-am făcut, dar nu pot să-l desfac pe ăsta. Bună și bine ai revenit pe canalul meu, Noela Vita e Bella. Astăzi am să fac un clip pe care nu l-am mai făcut niciodată la mine pe canal și anume clipul de produse terminate. Acesta este un clip foarte popular pe YouTube, dar mai ales în rândul celor care fac mai ales clipuri de beauty, tot felul de clipuri de machiaj, de frumusețe și așa mai departe. Eu nu fac de obicei genul acesta de videoclipuri la mine pe canal, dar eu fac așa. De toate, alandala e la mine, nici YouTube-ul nu știe exact ce fac eu aici la mine pe canal, dar dacă mă urmăriți, știți că fac așa clipuri și despre viața de mămică, pentru că am un băiețel pe nume Nicolas, căruia îi spun Bibi, așa, am făcut și un Get Ready With Me, am făcut și ce se află în geanta mea, am încercat să fac tot felul de filmulețe și ce am mâncat astăzi, am făcut și câteva rețete, și multe clipuri la mine pe canal, deci nu am neapărat o nișă anume, dar am făcut și vloguri și așa mai departe. În orice caz am zis, haide să încerc și acest gen de filmuleț și anume produse terminate, pentru că am strâns ceva produse și vreau să zic că mi-a venit ideea în urma vizionării unui clip pe canalul Ioanei Moldovanu, care face acest gen de filmulețe. Bineînțeles, urmăresc și alte fete care fac genul acesta de clipuri, pe care le urmăresc cu drag. Dar vreau să zic că de la asta mi-a venit ideea în urma clipului postat la un moment dat de Ioana Moldovanu, cred că undeva prin octombrie. Și am zis, mă, dacă mă uit la clipul ăsta, de ce să nu încerc să fac și eu asta? Deși i-am și scris atunci un comentariu că sunt convinsă că o să fie greu să strâng atâtea produse sau să-mi amintesc să nu le arunc la gunoi. Dar am zis, haide să încerc și uite că au trecut atâtea luni de când m-am apucat să strâng și să strâng și am între timp 4 astfel de punguțe, da, produse pe care le-am pus aici pe măsură ce le-am consumat, așa că nu am făcut o selecție acum special pentru acest clip ca să le pun într-o ordine anume și o să le iau așa aleatoriu în funcție de cum le-am așezat aici în pungă pe măsură ce s-au terminat. Așa că să începem! O să fie tot felul de produse și pentru bebeluș, pentru că îl am pe băiețelul meu de aproximativ 1 an și jumătate, și produse de îngrijire și produse de frumusețe, să zicem așa. Am și parfum, am și produse pentru păr și o să vedeți voi ce mai am eu pe aici. În orice caz, dacă tu crezi că te-ar interesa acest subiect, te invit cu mare drag să urmărești în continuare. Întotdeauna îți spun că nu uita că viața e frumoasă așa ca tine. Așa că o să-i dăm drumul. Așa, o să încep cu primul produs. Este acesta care se numește Corin de Farm. Este o loțiune de corp, cum ar veni, foarte hidratantă pentru piele sensibilă și a fost recomandată de moașa care a venit să îl supravegheze pe Nicolas timp de 10 zile după ce s-a născut. Așa se procedează aici în Belgia, de fapt 10 zile după ce vii acasă cu copilul, vine în fiecare zi să vadă cum evoluează și știu că mi-a zis că în loc de șervețele umede, atunci când îi schimbi scutecul, este recomandat, adică cel puțin ea mi-a recomandat să folosesc această cremă. Este practic o cremă pentru piele sensibilă pe care poți să o folosești aplicând-o pe șervețele normale, șervețele uscate, pentru a-l curăța înainte de a-i schimba scutecul. L-am folosit, l-am recumpărat și recumpărat, n-am avut niciodată probleme cu el, pielea lui a fost tot timpul ok și acum, după ce l-am cumpărat, după ce l-am terminat pe acesta, pentru că acum e gata, bineînțeles că de asta sunt produse terminate, vreau să vă zic că toate sunt terminate, deci nu sunt că au expirat sau că nu mai vreau să le folosesc. Tot ce vă arăt astăzi sunt chiar goale. Așa. Deci pe ăsta l-am tot cumpărat și recumpărat de când s-a născut el. N-am folosit multe, cred că vreo 3, deci cam la jumătate de an a trebuit să cumpăr unul
pentru că se folosește foarte, o cantitate foarte mică, pur și simplu îl aplici pe șervețel și nu ai nevoie de mult, pentru că este doar în zona respectivă, nu îl folosesc ca și loțiune de corp, deci nu îl dau pe corp. Este, văd că fără alcool, fără săpun, testat, hipoalergenic, ci că este foarte ok. Și confirm, mi s-a părut foarte bun și nu l-am mai cumpărat acum, în ultima perioadă, pentru că folosesc un alt produs. Eu sunt mulțumită de produsul ăsta. O să desfac acum o pungă, pentru că pe ăsta nu apucasem să-l pun în pungă. Și ajung la scutece. Acesta de tip pantalonaș chiloțel. Am câteva, pentru că pe astea le folosesc cam de când am plinit Nicolas vreo 8-9 luni, cam așa. Cam de atunci nu mai stă locului ca să folosești acele scutece normale pe care le foloseam înainte, așa că e super ușor să bagi mâinile așa, le pui pe picioare și le ridici ca pe un chiloțel și sunt foarte mulțumită de ele, după care atunci când vrei să-l schimbi, trebuie să rupi părțile laterale și așa îl dai jos, pentru că la început nu am știut chestia asta și mă întrebam dacă a făcut treaba mare, cum fac să-l scot așa ca pe un chiloțel. Dar am văzut, m-am interesat și am văzut că se rupe pur și simplu ușor din părți. Da, nu știu, să spuneți voi dacă sunteți mămici, ați știut asta din prima? Da, l-am cumpărat și recumpărat, este numărul 4 pentru bebeluși între 9 și 15 kg. Nicolas nu are încă 15 kg, așa că numărul 4 poartă încă la acest scutec. Apoi am aici apă de gură, pe care o folosește soțul meu. El a terminat-o, eu nu suport apa de gură, îmi vine să vomit de la ea, mi se pare gustul oribil și nu-mi place când ți se fac dinții așa, se face în gură, nu-mi place deloc. Fără alcool, Colgate, nu știu, el a zis că a fost mulțumit, să spuneți voi dacă folosiți așa ceva sau nu. Apoi am acest balsam de rufe, care aici în Belgia se numește Robin. Robin este cocolină de la noi, dar aici are un alt nume, ca să le fie lor mai ușor de pronunțat sau nu știu. Se pare că adaptează numele în funcție de țările în care este comercializat și este un Robin, un cocolino intens pentru 58 de spălări, parfumul Fresh Sky. Da, miroase a ceva proaspăt, a ocean, a din astea așa. Mi-a plăcut, este destul de, v-am zis, destul de, chiar este concentrat, nu e așa ca o apă. Și ideea este că noi folosim mașina de spălat rufe, care este 2-in-1 practic, deci este mașina de spălat rufe și mașina de uscat în același timp. Dezavantajul este că, deși folosești balsam de rufe, nu o să miroasă pentru că le usuci. Și de la temperatura aia ridicată, nu miros în niciun fel când le scoți. Chiar dacă folosești un balsam de rufe mai bun, mai puternic, mai scump, mai ieftin, indiferent de ce balsam de rufe folosești, nu miroase mai deloc. Atunci când nu miros hainele atunci când le scoți din mașină, pentru că sunt și uscate, dar de obicei, dacă am un plover, de exemplu, mai grosuț, după ce se termină mașina de spălat, după ce se termină tura de spălat, scot produsele astea care sunt mai pufoase și le pun pe umeraj, care se usucă super repede și atunci simt mirosul de balsam în casă. Dar dacă le-aș lăsa să se usuce, nu l-aș mai simți. În orice caz, e un produs bun. Să-mi ziceți, în orice caz, mi se pare că aici în Belgia sunt mult mai puține opțiuni și mirosuri și toate astea la capitolul balsam de rufe decât în România. În România știu că erau atât de multe și, vai, mi se păreau incredibil de faine mirosurile. Dar ăsta a fost unul ok, mi-a plăcut. Și l-aș recumpăra. Cred că a fost o promoție ceva și au fost două la un preț mai ok, dar tot destul de scump a fost în orice caz. Ăsta este un Elsev Energie, mă rog. Hai să văd cum miroase, că nu mai știu. Miroase așa fresh, da, îi zice energie, miroase ceva proaspăt, verdeață, chestii de genul ăsta, lămâie. Da, cred că a fost ok, da, chiar și scrie că este pentru păr normal și cu tendință de îngrășare, ceea ce la mine este cazul. Și este cu lămâie, așa că de asta miroase așa,
fresh și mi s-a părut ok. Dar nu pot să zic că vai, m-a dat pe spate și că o să-l caut neapărat să-l recumpăr pe ăsta. Nu. Apoi am mai cumpărat tot Elsev, se pare că sunt fană Elsev. L-am cumpărat pe ăsta împotriva ruperii, împotriva părului care se rupe ușor. Miroase a ceva mai cald, așa, ceva mai prăjituri, nu știu, ca un cake așa cu vanilie, nu știu. Nu mă pricep să descriu mirosuri, dar miroase ok. Da, și este pentru păr care se rupe ușor și că îl repară și nu știu ce. A fost ok și asta, cred. Mi-a plăcut. Dar la fel nu cred că am văzut neapărat așa o diferență super mare, nu mi s-a mai rupt părul deloc. Sau n-am fost eu atentă la acest aspect, dar oricum, a fost ok. Cred că l-aș mai recupera. Și mirosul e ok. Cred că miroase un pic a piersică, de fapt, să zicem. Și culoarea. Așa. Apoi am mai cumpărat gel de duș, care mi-a plăcut. Am cumpărat câteva la un moment dat de la Palmolive cu uleiuri de lux chica. Ce bine miroase, îmi place mult. Cred că l-aș recumpăra pe ăsta, da. Miroase super bine. Este cu miros de lavandă, cred, și de cocos. Dar e super fain. A fost super fain. Chiar îți dă așa senzația așa de că ești undeva în vacanță și la spa și că trebuie să te relaxezi. Mi-amintesc că mă relaxam maxim în perioada respectivă când am folosit aceste geluri de duș. Place mult cum miroase și se păstrează mirosul după ce ieși din duș. Da, cred că l-aș recumpăra pe asta, îmi place mult. Și mai am încă unul, tot de la Palmolive. Este cu ulei de avocado, văd, și ceva flori. Și ăsta miroase fain, dar parcă mai mult mi-a plăcut celălalt. Da, deci sunt mulțumită, mi-a plăcut asta de la Palmolive. Ia uite că mai am încă unul de la Palmolive terminat. So relaxing. Scrie pe ăsta. Hai să vedem cum miroase. Miroase mai puternic ca lavanda asta. Și avară așa. Miroase frumos și ăsta. Da, e fain. Mi-au plăcut toate astea. Chiar o experiență faină așa când intri la duș. Chiar te relaxezi. Apoi văd că am vrut să zic că am mai terminat un ulei pentru bebeluș. Dar nu l-am folosit pe Nicolas. Ciprian, soțul meu, după duș, folosește ulei de bebeluș. L-a primit Nicolas, bineînțeles, cadou pentru el. Și soțul meu a zis că folosește el și l-a terminat și a plăcut super mult. Și miroase frumos așa, miroase a bebeluș curat, ceva de genul ăsta. Văd că este cu ulei de migdale bio. Dar ce folosesc eu la Nicolas? I-am cumpărat din farmacie chiar ulei de migdale 100% și, nu știu, cred că 50 de mililitri sau 100 de mililitri, mă rog, certu cât vrei, și ți-l dă proaspăt din farmacie, cel puțin în Belgia așa este, și pe acela îl folosesc pe pielea lui, de obicei nu îl dau cu loțiuni sau cu uleiuri, sau cel puțin până acum nu am folosit. Apoi văd că am folosit niște periuțe de la Colgate 2 plus 1 gratis. Vreau să zic că mie îmi plac mai mult astea care sunt clasice. Nu îmi plac periuțele alea care au plasticul ăla înăuntru și care au cercul ăla și care sunt mai scumpe și mai deosebite. Și că îmi plac astea clasice, normale, simple și mi se pare că funcționează cel mai bine. Și sunt 2 plus 1 gratis, de obicei cumpărăm două astfel de pachete și atunci avem 6. Deci le folosim 3 luni. Cam așa, după o lună le schimbăm, cam la o lună. La început de lună, ca să-mi amintesc, la început de lună știu că trebuie să am periuță nouă. Nu știu voi cât timp folosiți o periuță. Așa, apoi văd că mai am aici niște dischete demachiante de la Alvira. Astea sunt cumpărate de la noi de aici din Action. Avem magazinul Action. Înțeles că este și în Olanda, cred, și în Germania. Doar că acolo Action îi spun, sau nu știu, îl pronunță altfel. Aici, în Belgia, se pronunță ca în engleză, Action. Așa și... dischete de machiante, nu pot să zic ceva că wow sau că nu sunt mulțumită. Nu, a fost ok,
și au făcut treaba cum trebuie. Așa, apoi Head & Shoulders este șamponul pe care îl folosește soțul meu. Mie nu-mi place deloc, nu m-am împăcat bine cu acest șampon Head & Shoulders, indiferent ce variant ar fi, nu m-am împăcat bine cu el niciodată. Întotdeauna am încercat și cu mentă și cu măr, vedeți, măr verde ăsta, tot felul de variante din astea care cică sunt fresh, nu știu cum. Deși am probleme cu mătreața, nu întotdeauna, în anumite perioade ale anului, nu știu în funcție de ce e chestia asta, dar am avut des probleme cu mătreața și ăsta se presupune că e un șampon anti-mătreață, dar întotdeauna mi-a lăsat părul îmbâxit, greoi, așa. Nu mi-a plăcut deloc cum se simțea părul meu după ce foloseam Head & Shoulders. Sunt persoane care sunt mulțumite de el, eu nu am fost niciodată, deși l-am încercat și reîncercat. Tot timpul mi s-a părut că îmi lasă părul foarte greu, e așa, îmbâxit și nașpa. Așa că, ați văzut, am cumpărat multe șampoane Elsevier și cu ăsta un pac mult, mult mai bine. Dar soțul meu l-a folosit, este 2-in-1 și i-a plăcut super mult. Adică i-a plăcut, da, deși și el folosește balsam și separat, la fel ca mine. Apoi am aici un fond de ten de la Revlon, este numărul 250, Fresh Beige. Este un fond de ten pe care l-am desfăcut, l-am cumpărat și l-am folosit pentru prima dată în mai 2019, când am fost în România la o nuntă. Și am tot auzit de el că ar fi super bun și văd că este și pentru ten normal spre uscat și tenul meu cam așa este. Când eram mai mică l-aveam gras, dar acum nu-l mai am așa. Și toată lumea de pe YouTube îl aprecia și îl lăuda și am zis că vreau să îl încerc și eu și chiar am fost super mulțumită de el, deci chiar mi-a plăcut super mult, doar că aici în Belgia eu nu l-am găsit sau nu știu la ce magazine să-l caut, dar nu știu unde găsesc acest fond de ten de la Revlon, dar dacă mai merg în România, când o să mai ajung în România, vreau să-l recumpăr și asta e nuanța mea, 250, vreau să rețin chestia asta în caz că îl arunc. O să revin la clipul ăsta să mă uit dacă nu mi-amintesc ce nuanță purteam, dar mi-a plăcut foarte mult acest fond de ten, super, super mult. Și prețul, adică mi se pare raportul calitate-preț foarte, foarte bun. Așa, apoi, ia uite cum arată asta, este o pudră de la Essence Mattifying Compact Powder. Este o pudră numărul 002 Soft Beige. Mi-a plăcut super mult această pudră, folosesc pudră întotdeauna, nu-mi place să-mi lucească tenul, deși acum cred că nu se lucește, dar de obicei îmi place să-mi pun pudră așa ca să nu lucească fața și asta își face treaba, după părerea mea, pudra asta mi-a plăcut super mult și am recumpărat-o. Cred că mi-a căzut, am avut-o într-un bagaj la un moment dat și nu știu de ce arată în halul ăsta, dar s-a împrăștiat toată, dar mi-a plăcut super mult pudra asta. Și am recumpărat-o cu siguranță și o recomand. Așa, apoi am aici o cremă de la Biotherm Blue Therapy Night. Deci este o cremă de noapte. Ambalajul este frumos, îmi place cum arată așa cu albastru ăsta. Este din sticlă sau un... Nu știu dacă e sticlă, dar este în orice caz un plastic foarte, foarte dur, foarte gros, dar este o cremă foarte scumpă. Am văzut că a dat soțul meu pe ea 65 de euro, mi-a cumpărat-o cadou de ziua mea, pe lângă altceva, dar am văzut că prețul ei a fost de 65 de euro. Mi se pare extrem de mult pentru o cremă. Nu știu cum sunteți voi, nu știu câți bani cheltuiți voi pe creme, produse din astea de îngrijire sau cosmetice, dar mi se pare pentru o cremă, pur și simplu, o cremă normală, dar prețul ăsta mi se pare incredibil de mare. 60 sau 65 de euro, nu mai țin minte exact, cumpărată din Issy Paris XL. Să văd cum miroase, că nu mai țin minte. Miroase frumos, miroase a ceva pur, curat, ceva... a puritatea, rufe din alea curate sau nu știu cum, a ceva în orice caz foarte pur și mi-amintesc că și textura era faină, era
foarte fină așa când o aplicai pe piele, însă atât de scumpă nu mi se pare că își merită banii. Eu nu aș recumpăra, nu aș mai da atâția bani pentru o cremă. Deci nu pot să zic că după ce am folosit-o, vai, am văzut niște diferențe la tenul meu, a întinerit sau nu știu ce, mai ales că am primit-o anul trecut de ziua mea, ziua mea fiind de 29 ianuarie, adică în perioada în care mi se fac mie multe coșuri. Ca anul ăsta, tot așa, cam prin ianuarie, încep să-mi apară super multe coșuri și am folosit-o și mi s-a părut că mi-au apărut și mai multe coșuri. Nu pot să dau vina pe crema asta, să zic că din cauza ei mi-au apărut coșurile, pentru că știu că în fiecare an, în perioada asta, mi-apar multe coșuri. Dar nici nu a ajutat să-mi apară mai puține, deși nu este o cremă anticoșuri. Deci nu puteam nici să am așteptarea asta de la ea să îmi dispară coșurile. Dar, în orice caz, tenul meu s-a comportat la fel ca în ceilalți ani, adică mi-au apărut super multe coșuri și am fost puțin dezamăgită că imediat după ce am folosit-o, parcă peste noapte mi-au apărut și mai multe și numai în capul meu a fost că, nu-mi place crema asta. În orice caz, îmi ziceți dacă voi ați folosit-o sau dacă ați mai folosit produse de la Biotherm și dacă ați fost așa super surprinse și încântate de efectele lor. Eu, așa cum am zis, nu aș recumpăra-o. Așa, și ultimul produs din această punguță este un parfum. Este un parfum Black Opium de la Yves Saint Laurent, care mi-a plăcut foarte mult. L-am primit tot așa de ziua mea, de la soțul meu, și am fost atât de încântată de alegerea lui, pentru că mie îmi plac chestiile sclipicioase și îmi place super mult ambalajul cu negru, cu sclipici, mirosul. Mi se pare... Deci îmi place maxim mirosul ăsta. Este foarte feminin, elegant, dulce. Mie îmi plac mirosurile dulci, le prefer pe cele dulci, celor fresh. Mi se pare cald, așa, parcă miroase un pic a ciocolată, a ceva sofisticat. Este unul din parfumurile mele preferate ever. Este super, super, super. Și sexy, așa, nu știu. Mi se pare extrem de fain parfumul ăsta. Și l-aș recumpăra. Sau l-aș reprimi cu drag. Da. Ăsta este Black Opium și este un mare like pentru acest parfum. Și am terminat prima pungă în sfârșit. Frate, cât durează. Am văzut că am filmat deja o grămadă. Da. Filmulețe lungi, clipuri lungi, asta e. Apoi, am acest săpun lichid pe care l-am arătat atunci când l-am cumpărat, într-un clip cu produse non-alimentare, așa cum au fost multe pe care le-am terminat aici, cum ar fi șampoanele de la Elsev. Și acest săpun lichid, asta s-a terminat, l-am folosit în baie și îmi place super mult cum arată. Am vrut să îl arunc efectiv la gunoi, însă m-am gândit că aș putea să recumpăr doar niște rezerve din acelea mari și să pun în acest recipient săpunul lichid cumpărat separat, dar trebuie să am grijă să fie ceva chiar transparent, că vreau să se vadă în continuare acest delfin sau ce o fi el din interior. Îmi place și lui Nicolas cum arată și când îl țin, când îl urc așa să se spele și el pe mâini, e foarte entuziasmat să se spele și cred că îi place și acest desen. Așa că nu cred că o să îl arunc. Așa, apoi am aici trei pachetele din astea care miros a lăcrămioare. Îmi place super mult mirosul. Sunt niște rezerve din acelea care se pun în saci de aspirator și chiar miros fain, nu miroase a praf în momentul în care pornești aspiratorul. Eu am cumpărat aceste pachetele din Action, la fel din același magazin, și cred că au fost foarte ieftine și am să le recumpăr. Îmi place super mult mirosul, chiar miroase a flori atunci când bagi aspiratorul și se pune pur și simplu un săculeț din ăsta în sacul de aspirator și e tot ok. Cred că toată lumea folosește în ziua de astăzi așa ceva. Apoi am acest gel de duș care are mirosul acela de lapte și miere. A fost unul foarte mare, dar mirosul e super fain. Așa. Da, miroase super bine. A miere, așa. E ok și iarna și vara, toate anotimpurile. Cred că îmi place acest miros, nu mă satur de el. E chiar foarte relaxant.
și de așa o senzație de răsfăț. Aș recumpăra, a fost și ieftin și o cantitate mare, așa că foarte mulțumită de el. Apoi văd că am mai cumpărat un pachet din ăsta de scutece de la Pampers. Văd că e tot numărul 4, tot între 9 și 15 kg, doar că sunt 45 de bucăți, față de 23. Astea sunt cele pe care le cumpăr din Deles sau Mega Image-ul din România. Și pe acestea le-am cumpărat, acestea mari, jumbo pack. Astea nu le găsești tot timpul în supermarketurile astea pe care le avem noi pe aici prin zonă. Dar pe asta l-am cumpărat din Germania, când am fost în vizită și l-am cumpărat și mult mai ieftin pentru că e mai mare și a fost prețul mult mai scăzut pe bucată, pentru că am fost curioasă să fac calculul cât ar veni pe bucată și ne-a ieșit mult mai economic. Așa că, da, a fost, sunt super mulțumită de ele, v-am zis, de când are 8 sau 9 luni le tot folosim și ni se par super bune. În curând sper să reușesc totuși să-l învăț pe Oliță și să nu mai fie nevoie de scutece. Apropo de asta, să-mi spuneți voi la ce vârstă ați reușit să vă convingeți bebelușii, copilașii să facă, să-și facă nevoile pe Oliță. Sunt curioasă. Așa, apoi am aici un produs de care eu sunt super mulțumită, pe care l-am descoperit acum vreo 2-3 ani, cred, și l-am tot recumpărat. Este un produs foarte ieftin, de la Essence, cred că e undeva la 2 euro, și este un cover stick. Este așa, sub forma asta, ca de ruj, și vedeți că este gol, v-am zis că toate sunt chiar terminate, toate produsele de azi. Îl folosești pur și simplu pe locurile în care ai un coș sau ai o zonă mai roșie și ideea este să-ți găsești nuanța potrivită. Eu folosesc 30 Matte Honey, îi zice la acesta. Trebuie să ai grijă să nu fie portocaliu așa, pentru că am mai cumpărat unul și nu i-am nimerit bine culoarea și în casă părea ok, dar afară, când am scos o oglindă afară, se vedea exact pe unde l-am folosit, pentru că era mai portocaliu așa. Dar altfel sunt foarte mulțumită de el, pur și simplu imediat îți acoperă ce ai și e ok. Deci este un produs pe care eu una chiar îl recomand. Apoi am aici, la fel, ultimul produs din a doua punguță. Acesta este un Fresh and Fit Awake Makeup de la Essence, un fond de ten Healthy Glow. Este nuanța 30 Fresh Honey. Nu mai știu dacă, nu cred că mi-a plăcut, nu prea mi-a plăcut. Unul din ele, știu că am luat două și unul era prea deschis, unul era prea închis, le-am combinat, mă rog. Până la urmă a fost ok, le-am folosit, le-am terminat, am zis că sunt terminate, însă nu am fost la fel de mulțumită precum am fost de acest fond de ten de la Revlon. Dar a fost ok, să zicem. Nu mi se părea că mi-acoperă mie coșurile, pentru că atunci când am coșuri, eu vreau să mi le acopere, că de-aia folosesc fond de ten, nu doar așa să-mi uniformizeze, eu chiar am nevoie să îmi acopere. Deci nu avea o acoperire foarte mare, nu mi s-a părut. Dar nu l-aș recumpăra. Eu nu cred că l-aș recumpăra, nu. Pe ăsta de la Revlon, da. Bun, am terminat și a doua punguță, mai avem două. Da, am ezitat, n-am știut dacă să vă arăt această cutie sau nu, având în vedere că sunt, nu știu, mi se pare ceva intim, dar am zis că suntem fete cele care urmărim genul ăsta de clipuri, așa că este ok. Am acest produs de la Always, este cu fresh, cu miros fresh, așa, și ci că se adaptează, nu știu ce, mă rog, sunt acelea normale și eu le folosesc zilnic. Am perioade în care nu le folosesc, vara, dar da, atunci când este sezonul mai rece, folosesc acest produs în fiecare zi. De-aia le și zice dailies, da? Deci pentru fiecare zi, și îmi place cum arată ambalajul așa, are și inimioare când îl desfaci. Da, este super drăguț și eu sunt mulțumită de produsul ăsta, nu știu dacă voi folosiți așa ceva sau nu, dar am zis să vă arăt și asta. A, da, văd că am păstrat și cutia de la acea cremă, pentru că eram convinsă că nu o să mai țin minte prețul, așa că o să verificăm acum,
să vă zic, cred că am zis că 65 de euro sau 60. Deci nu, a fost 59,90 de euro. Da, foarte mult, mi se pare. Deci, în jur de 60 de euro, da? Și aceasta era cutia, nu aș recumpăra o cremă atât de scumpă. Adică nici nu am cumpărat-o eu. Am primit-o cadou de la soțul. Așa, în schimb, am această cremă. De la Garnier Essentials Hydrating Day Care. Da. Este o cremă pentru ten normal și vreau să zic că este ambalajul mult mai ușor decât celălalt. Se vede că este un plastic mult mai subțire, dar da, mirosul e așa ca de ceai verde, ceva de genul ăsta, în zona asta. Da, în orice caz, este o cremă așa foarte ușoară, avea o textură foarte ușoară și fină pe față și mie mi-a plăcut super mult și cred că nu mai țin minte cât am dat pe ea, dar a fost în orice caz mult mai ieftină și am fost super mulțumită de ea, însă nu mai știu de unde am cumpărat-o și nu mai știu unde să o caut, dar eu aș recumpăra-o dacă aș regăsi-o. Deci un like din partea mea. Apoi am acest deodorant mai mare de la Dove. Mie îmi plac foarte mult deodorantele de la Dove. Este acesta cu miros de pere. Nu-l găsești tot timpul, peste tot. Eu l-am cumpărat undeva în vară, cred. L-am folosit mai mult în perioada verii, dar miroase atât de bine. Mie nu-mi plac perele vai așa în mod deosebit. Nu e fructul meu preferat sau ceva. Dar mirosul ăsta de pere, sunt ca niște pere din alea zemoase și dulci. Niște pere de toamnă așa, din alea adevărate, din sezonul lor. Mi se pare foarte fain mirosul ăsta și aș recumpăra acest deodorant cu siguranță, însă nu l-am mai găsit, nu știu. M-am mai uitat, chiar și astăzi când am fost la cumpărături, m-am uitat în Delez sau Mega Image să văd dacă îl găsesc, dar nu l-aveau. Am cumpărat, în schimb, unul cu miros de cocos, pe care încă nu l-am încercat, sunt curioasă, dar pe ăsta, cu siguranță, l-aș reîncerca, l-aș recumpăra, pentru că mi-a plăcut super, super mult. Sper să-l găsesc, să-l recumpăr. Văd că o să termin mai repede cu pungile astea rămase, pentru că sunt mai mult voluminoase. Am aici pachete de șervețele, pe care le cumpăr de obicei din Lidl, pentru că mi se par ieftine și foarte ok. Nu înțeleg de ce aș da mulți bani pentru niște pachete de șervețele, pentru că își fac treaba, nu sunt rigide sau ceva, așa că sunt foarte ok. Apoi văd că mai am încă unul. V-am zis, am păstrat produsele așa și nu mai țin aminte dacă l-am mai păstrat sau nu. O dublură sau nu. Da, e alt miros? Parcă e un pic alt. Nu, e același miros. Da, vă ziceam, deci l-am cumpărat la promoție. Cred că a fost dacă le cumpărai pachet, era un preț mai ok. Da, am zis, mi s-a părut ok, concentrat, e Coccolino, e fain. Așa, apoi cred că l-am păstrat și pe ăsta să vă arăt ambalajul de la șervețelele astea. Noi le folosim foarte des, le folosesc la Nicolae să își sufle nasul, să-l șterg la gură, după ce mănâncă, toate alea. Dacă văd ceva pe jos, un pic de apă, le folosesc super des și sunt mulțumită de ele, v-am zis, și îmi place să iau tot timpul culori diferite, modele diferite și ăsta a fost unul care mi-a plăcut și de asta cred că l-am păstrat să vi-l arăt. Văd că mai am încă unul și ăsta mi s-a părut simpatic. Cu culorile astea, cred că a fost prin toamnă cumpărat, de asta era cu frunzele astea. Așa. Și mai am aici un produs micuț. Este un creion de ochi de la Essence Long Lasting Eye Pencil negru. Eu folosesc nu am folosit tuș niciodată, nu știu să folosesc tuș. În schimb, folosesc creion de ochi tot timpul. Și ăsta este unul care îmi place foarte mult, este numărul 01 Black Fever de la Essence, v-am zis, și îmi place super mult și îl cumpăr și recumpăr de fiecare dată. Așa, bun, și acum trecem la ultima punguță. A, încă un gel de duș de la Palmolive, ce surpriză! Dar este un alt miros, Feel Glamorous, așa. Este ceva cu fructul dragonului. Și cu niște flori, și cu niște mure, cu vanilie, așa arată aici. Nu mai țin minte cum miroase, așa că să vedem. Da, miroase foarte fresh, a fructe de pădure, a vară, așa, mai multe fructe de pădure, cred. Dar v-am zis, cel mai mult mi-a plăcut ăsta.
Asta mi-a plăcut cel mai mult. Așa, încă o apă de gură pe care a folosit-o tot soțul meu. Cealaltă parcă era de la Colgate, nu? Da, Colgate și asta e de la Listerine. Dar cred că pentru el nu contează, nu cred că e o diferență mare. Mie îmi place mai mult cum arată asta de la Colgate. Dar cred că el e mulțumit și de cele de la Listerine pentru că le recumpără. Acum cred că Listerine are. În fine. Apoi am încă un deodorant de la Dove, tot spray, este cu miros de castravete. Mi-a plăcut și ăsta, doar că m-am cam săturat de el, cred că mi-am cumpărat două și nu mai mă dă pe spate oricum, în comparație cu ăla cu pere, e nașpa. E ok oricum, este un parfum fresh, e fain, dar nu, aș face o pauză, nu l-aș recumpăra acum, cred că m-am cam săturat de el. În orice caz îmi cumpăr două, trei mirosuri diferite și le alternez. Dar de asta cred că m-am căsăturat. Dar ok, a fost ok. Sunt mulțumită de cele de la Dove. Așa, văd că mai am încă unul. Cred că am cumpărat trei atunci când am fost în Germania. Și văd că l-am păstrat și pe ăsta. V-am zis, nu mi-am amintit de fiecare dată să păstrez produsele. Da, vă ziceam de primul produs că l-am folosit în loc de șervețele umede. Pe ăsta. Dar am cumpărat, la un moment dat, eram curioasă să văd cum sunt șervețelele umede, totuși, deși noi n-am folosit până în momentul ăla. Și văd că le-am luat din Lidl, pe cele de la Lupilu, și mi-a plăcut super mult, mi-a plăcut cum miroseau. Da, miros super fain astea. Acum am altele, cred că sunt pentru piele sensibile și nu prea-mi plac cum miros. Plus că mi se par că se usucă mult mai, sunt mai aproape uscate, nu știu, sau se usucă mult mai repede decât astea. Astea sunt cele Comfort, tot așa, fără alcool sau culori și cu extract de aloe vera. Mi-a plăcut super mult astea. Da, miros foarte fain, miros a bebeluș curat și fain. Pe astea le-aș recumpăra. Mi-a plăcut super mult. Am zis, pe alea sensitive sau nu știu cum le zice, pe care le am acum, sunt într-o nuanță ceva mai deschisă decât asta. Dar pe alea nu le-aș mai recumpăra, dar pe astea da. Astea mi-au plăcut super mult. Apoi am acest șampon de la Elsev, care e preferatul meu. Ăsta îmi place cel mai mult cu miroase. Da, miroase foarte fain. Nu știu să descriu mirosul ăsta, dar miroase foarte bine. Da. Ăsta îmi place super mult cu miroase și este pentru păstrarea vie a culorii de vopsea și este unul mai mare, are 400 ml și l-am recumpărat chiar astăzi pentru că îmi place foarte mult. Deci din tot ce am încercat de la Elsev, ăsta este preferatul meu. Așa că l-am recumpărat. Apoi am de la Schwarzkopf Glisskur. Am această mască de la Schwarzkopf, pentru o mască intensivă pentru păr lung, ci că este reparatoare. Da, miroase fain și asta, și miroase fain și masca asta. Da, ci că alege să repari și nu să tai. Atunci când ai părul foarte lung, ți se pare că e deteriorat și că nu mai are sens să-l lași lung și te gândești să îl tai foarte scurt, atunci ei spun că să te mai gândești totuși un pic și să încerci și această mască. E, să știți că la mine a funcționat. Deci m-am gândit la un moment dat să mă tund așa foarte scurt, dar am zis hai să încerc această mască și chiar funcționează super, super bine. Adică mi se pare o mască bună pentru că părul meu se încălcește îngrozitor și ajută foarte mult să folosești masca asta și am recumpărat-o. Așa că un mare like. Apoi am o pastă de dinți de la Colgate. Vreau să zic că mi-a plăcut foarte mult pasta asta de dinți. Este cu extracte naturale și arată pe ea, cred că aloe vera și niște frunze, nu știu ce, dar arată și lămâie. Nu sunt neapărat fană mirosul de lămâie, așa în mod special, dar asta chiar are un miros fresh și este un verzui așa deschis și miroase foarte bine, adică miroase altfel decât pastele de dinți obișnuite. Miroase așa ceai verde, ceva mai calmant, mai relaxant. Miroase foarte fain, deci asta chiar mi-a plăcut foarte mult și la fel nu am regăsit-o astăzi când am vrut să o recumpăr.
dar dacă aș regăsi o, aș cumpăra-o cu siguranță, pentru că este o pastă de dinți mai specială și foarte faină și bună. Așa? Apoi am Colgate-ul ăsta normal, Max Fresh cu Cooling Crystals, dar este mirosul clasic de pastă de dinți, a fost ok și asta. Am ajuns la celălalt fond de ten de la Essence de care vă ziceam, ăsta e nuanța 10, Fresh Ivory, și cealaltă era 30 parcă. De asta una era cam prea închisă și una prea deschisă, am zis nu m-au dat pe spate, nu vreau să le recumpăr pe astea. Fondurile de ten de la Essence pentru mine nu au o acoperire mare și nu mi se par deosebite. La fel, tot de la Essence am un alt creion de ochi care este un albastru închis, mi-a plăcut super mult, nuanța 26, Deep Sea Baby, și numele e fain și mi-a plăcut foarte mult acest creion, l-am folosit mai ales vara. Apoi am păstrat ambalajul de la acești bureței de care v-am mai zis, burețelul magic. Este un burete care trebuie doar udat cu apă și nu trebuie să aplici niciun produs, însă curăță atât de multe lucruri din casă. Încheiasem filmarea, v-am zis la revedere, pupici, toate astea, și ce credeți? M-am dus să opresc camera și am văzut că scrie 0 minute, 0 minute. Ah, zic, ce e asta? Arăta că mai am un giga și ceva. Se pare că având doar un giga și ceva, nu mă lasă să mai filmez nimic, așa că... Din fericire mai aveam încă un card pe care mai am vreo 9 giga, așa că trebuie să văd de unde trebuie să reiau, că nu știu sigur. Nu știu dacă v-am arătat acest produs. Este un balsam de păr pe care îl primești odată cu vopseaua de păr. Este de la Casting Cream Gloss și mi-a plăcut foarte mult că îți lasă părul foarte, foarte fin și este cu, are miros așa de miere. Doar că nu-mi place că e destul de nașpa făcută sticluța asta și nu iese de aici tot produsul, dar am vrut să-l menționez pentru că mi se pare un balsam super fain și dacă ar face acest balsam separat ar fi super bine, dar nu există acest balsam separat pe care îl au în momentul în care te vopsești și îți cumperi vopseaua. Dar am vrut să-l menționez că mi s-a părut foarte, foarte bun, îți lasă părul, ți-l descurcă, ți-l face super. Și cred că doar ăsta ar fi ultimul produs, sper că doar pe ăsta nu vi l-am arătat, dar este un gel de curățare pentru bebeluși, se poate folosi încă de la naștere și este cu 0% parabeni și alte chestii. A fost un produs bun, dar... Nu sunt convinsă că aș fugi la farmacie să-l cumpăr din nou sau la magazin. Mi s-a părut un produs bun pentru păr și pentru corp, dar există și altele care sunt poate mai ieftine și poate la fel de bune pentru bebeluși, dar este un produs ok, acesta de la Mustela. Și cam asta este. Cred că acum vi le-am arătat pe toate. În orice caz, mulțumesc din suflet de vizionare și nu vreau să închei până a vă ruga să vă abonați, pentru că m-am uitat în statisticile YouTube și am văzut că aproximativ 90% din cei care îmi vizionează clipurile nu sunt abonați la canalul meu. Și mă întreb de ce nu o faceți, e gratis! Și pur și simplu în felul ăsta primiți notificare atunci când postez ceva nou. Dacă vreți să vă uitați bine, dacă nu, iar bine! Am vrut să menționez și chestia asta, că aș aprecia dacă v-ați abona canalului meu și dacă apăsați pe clopoțel să selectați acolo toate. Adică să vă dea o notificare la toate clipurile postate și voi apoi decideți dacă aveți chef să uitați sau nu. Da, cam asta a fost tot pentru astăzi. Aștept să-mi spuneți dacă aveți și voi sugestii, recomandări și... dacă ați încercat și voi din produsele pe care vi le-am arătat eu și dacă v-au plăcut, dacă le veți recumpăra sau nu, dacă vi s-au potrivit vouă, la fel cum mi s-au potrivit și mie, majoritatea. Așa, și cam asta este tot. A fost în orice caz un clip mega lung. Nu așteptam să fie atât de lung, dar uite, poate de asta fac fetele un clip în fiecare lună pe această temă, pentru că știu că se adună totuși destul de multe produse și poate să devină mega plictisitor la un moment dat, poate. Mulțumesc dacă încă ești aici și m-ai urmărit până la final. Așa, și cam asta a fost tot pentru astăzi. Aștept să îmi spui dacă îți plac genul ăsta de filmulețe, dacă tu crezi că ar trebui să mai fac ceva de genul ăsta încă o dată în acest an. Așa cum, nu mai știu dacă v-am zis sau nu, pentru că v-am zis, a trebuit să reiau ultima parte. Vreau să fac genul ăsta de filmuleț,
cam de două ori pe an. Și să vă arăt produsele pe care le-am mai folosit în perioada precedentă. Și cam asta este tot. Acum sper că s-a înregistrat și finalul. Și îți mulțumesc din suflet încă o dată pentru vizionare. Vă spun ca de obicei, nu uita că viața e frumoasă așa ca tine, iar eu de-abia aștept să ne revedem în clipul următor. Pupici, pa!